Mulțumim Domnului pentru viețile noastre și chiar mai mult pentru familiile noastre. Acum în această seară, când în lecția a șasea vom vorbi despre reforma în familie. Familia este locul cel mai intim și cel mai natural, unde trăim cea mai mare parte a vieții, e locul influențelor puternice și permanente. Noi suntem marcați, conștient sau inconștient, vrând nevrând, de ceea ce se întâmplă în casele noastre. Noi suntem atașați și adesea suntem chiar subiectivi de cei și față de cei ce sunt în casele noastre. Dumnezeu a vrut să ne naștem și să trăim în familie, este planul Său. Este însă important să putem rămâne în voia Sa și să nu se înregistreze abateri de acela ce a gândit Dumnezeu încă de la început, când a binecuvântat pe Adam și pe Eva. Și apoi, în capitolul 2, cum știți, în Genesa, este scris că Adam nu era întreg, nu era împlinit în mod suficient, chiar dacă trăia în Eden, fără boli, fără păcate, până când nu s-a completat familia. Și acolo apar pentru prima dată cuvinte ce se mai repetă în Scriptură, în Evanghelie și în Epistole: va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Asta înseamnă că e legat de ei, suntem legați în familie. Și se va lipi de nevastă sa, ceea ce arată că noua legătură doar poate să înlocuiască vechea relație între părinți și copii, pentru că relația între soț și soție este mai puternică, cei doi fiind una, adeverește Scriptura de la început, reafirmă Domnul Iisus și apostolii la rândul lor. Reforma în familie poate fi ajutată de o reformă individuală. Cel care e deja pocăit, de exemplu, într-o familie, poate ajuta pe ceilalți, joacă într-un fel rolul de părinte spiritual, de inițiator. Totodată, reforma în familie poate să favorizeze în mod substanțial reforma în popor. Sau reforma în mai multe familii înseamnă deja, într-un procent majoritar, o reformă la nivelul adunării. Haideți să ne cercetăm în această seară să vedem familia noastră în ce stare spirituală se află. Noi, ca indivizi, fiecare în parte, să cerceteze: eu ce fac pentru casa mea? Și apoi, într-o perspectivă mai amplă, casa mea ce face pentru adunare? Eu cu ce ajut poporul lui Dumnezeu și familia noastră, în ce mod se implică în a grăbi venirea Domnului așa cum este recomandat în Noul Testament? Într-o primă parte, să observăm inițiativele și procesele de reformă în familie, de unde pornește, de la cine reforma, și într-un al doilea capitol, la fundamentarea reformei, la aplicațiile, la partea practică a reformei în familie. Inițiativa de reformă, chemarea, apelul, poate să vină din afara familiei sau din interior prin vreun membru care deja îl cunoaște pe Dumnezeu și s-a apropiat de Domnul într-un mod mai profund. Luăm un caz din Vechiul Testament, cartea a doua a Cronicilor, capitolul 30, pentru a observa că după ce marea parte dintre evrei au fost duși în robia asiriană și în regatul de sud, care rămânsese încă în picioare potrivit îndurării Domnului, trăia și domnea reformatorul Ezechia, a ajuns un mesaj pentru evreii răsfirați. Ei nu mai constituiau un popor, erau doar familii izolate care rămânseseră de deportarea asiriană. Citim de la versetul 6. Alergătorii, cei trimiși de împăratul Ezechia, s-au dus cu scrisorile împăratului și căpetenilor lui la tot Israelul și Iuda, și după porunca împăratului au zis: copiii al lui Israel, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeului Avram,
lui Isaac și Israel, ca să se întoarcă și el la voi, rămășiți scăpat din mâna împăraților Asiriei. Nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri, care au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeu părinților lor și de aceea i-a dat pradă pustiirii, cum vedeți. Drept răspuns la acest apel, spune Scriptura aici în final, în versetul 11, că abia câțiva oameni din Asher, din Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim cu ocazia sărbătorilor și adunărilor de reformă. Iată cum, în general, oamenii se împotrivesc, puțini oameni sunt cei care se pocăiesc, asta dintotdeauna. Au fost însă familii, cred eu, care s-au înțeles, poate soțul, soția împreună și copiii, sau cel puțin o parte din familie, și când acest mesaj a bătut la ușa casei lor, l-au primit ca venind din partea Domnului. Și s-au întors la Domnul și am avut încă parte de îndurarea Domnului pentru toată viața lor. Pentru că dacă robia siriană, cucerirea Samariei, mai exact, a avut loc în anul 721 înaintea erei noastre, regatul de sud a mai supraviețuit până după anul 600 înaintea erei noastre. Pocăința i-a favorizat, primind-o și dacă s-a și implementat, cu atât mai bine. Să observăm acum un alt caz, Genesa 35, în care mesajul de chemare, de întoarcere la Dumnezeu a venit printr-un membru din interiorul familiei, căruia Dumnezeu i-a vorbit în prealabil. Citim de la versetul 1. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Nu știu cât a meditat Iacov la acest mesaj venit din partea Domnului, dar scrie în versetul 2, Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Asta înseamnă pocăință severă, ceea ce presupunea o schimbare radicală a vieții. Ei au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cercei care îi purtau în urechi, Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Foarte frumos. Au fost gata înainte de a merge la locul de adunare, unde Dumnezeu le-a și vorbit, să recurgă la o pocăință potrivit cu primul mesaj pe care l-au primit din partea Domnului prin bărbatul, prin capul familiei. Vă reamintesc că întoarcerea din Betel s-a soldat, printre altele, cu moartea Rahelei, atât i-au fost zilele. Și știți din capitolele anterioare că și ea a fost prinsă de idolatrie. Probabil, dacă n-ar fi primit mesajul pocăinței, finalul ei n-ar fi fost bun. Pocăința este importantă atunci când primim mesajul ei, pentru că nu știm viața noastră cât va mai dura. Și cei care amână pocăința, adesea nu mai au parte de ea. Harul lui Dumnezeu, timpul dat pentru pocăință este limitat. Vreau să vă gândiți de asemenea dacă familia lui Iacob, proaspăt revenită în Canaan, nu ar fi înregistrat acest program de pocăință, să-l numim, s-ar fi putut amesteca cu popoarele cananite, cum s-a întâmplat cu evreii mai târziu, și planurile lui Dumnezeu, făgăduințele date lui Avram, s-ar fi putut nărui. A fost foarte importantă pocăința în acel moment. Ei au primit-o și au fost gata să se schimbe, au intrat într-o reciclare profundă. Acum vă întreb, oare nu, cum ne-ar fi mai ușor să vină un proroc din afară, trimis în casa noastră, sau să vorbească Domnul printr-unul din familie? Adesea aceștia sunt disprețuiți. Sau să vină vreun înger?
Așa că în casa lui Corneliu, el era într-un proces de apropiere de Dumnezeu, care se permanentizase în viața lui, dar încă nu cunoștea jertfa Domnului Iisus. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, ferice de casele noastre dacă vor primi mesajul pocăinței. Ferice de aceea ce îl vor asculta, fie venit din afară, fie din interior. Nu contează prin cine vorbește Dumnezeu, dacă suntem conștienți că e o cercetare a Domnului, un moment favorabil de a ne apropia de Domnul. După ce am primit mesajul, trebuie să fim gata să intrăm în împlinirea, în aplicarea lui. Altfel suntem ca cei din vremea lui Ezechiel care întrebau și ei ce mai zice Domnul, dar nu schimbau viața cu nimic. Asta le-a adus o sândă în plus. Este necesar să intrăm în angajamente de reformă. Adesea când unii ne spun, frate, sunt într-o mare strâmtorare, boală, necaz, ce pot face? Ce poți face pe moment? Pocăința poate fi dovedită în timp. Începutul trebuie să fie dovedit prin angajamente sfinte. Și Dumnezeu tocmai asta vrea în astfel de situații critice, în care El ne aduce pentru a ne cerceta, să ne angajăm, să ne reconsacrăm în împlinirea legii sfinte, a cerințelor Scripturii și să devenim un popor care acceptă, care dorește reformă. Scriptura de altfel ne învață să propovăduim în permanență în casele noastre și chiar să fie un permanent apel de întoarcere sau de apropiere de Dumnezeu. Asta în primul rând pentru copiii noștri. Ce părinte știe la ce vârstă se vor pocăi copiii? Poate la 8, poate la 18 ani, poate după 20. De aceea Scriptura ne îndeamnă, cartea Deuteronom, capitolul 18, 11, de la versetul 18, scriind, puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca un semn, ca niște fruntari între ochii voștri, să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Așadar, chemarea de întoarcere la pocăință, de apropiere de Dumnezeu, de continuare a pocăinței, trebuie să fie o strigare permanentă în casele noastre. A inscripționa în interiorul și exteriorul casei este o dovadă a faptului că suntem responsabili să nu uităm niciodată și niciodată să nu ne întoarcem prea târziu. Dimpotrivă, cu cât mai repede, Dumnezeu ne va fi mai favorabil și făgăduințele Lui apoi vor rămâne peste noi, așa cum scrie în versetul 21 în continuare. Și atunci zilele voastre și zilele copilor voștri în țara pe care v-a dat-o Domnul și a jurat părinților voștri că ți-o va da, vor fi atât de multe cât zilele cerurilor deasupra pământului. Și asta e o veșnicie, sau cel puțin pentru viața de aici și apoi în cerul nou și pământul nou pentru viața viitoare. Tot din cartea de Deuteronom citim din capitolul 7 pentru a sesiza că suntem foarte responsabili să nu lăsăm în casele noastre vreun mesaj de orice natură al fi el care ar îndepărta familia noastră de Dumnezeu. Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu și lucrul acela, să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat. Așadar, ce mesaj ajung în casa noastră? Mai cu câteva numere în urmă, într-un articol a revistei Sămânța Adevărului, era o destăinuire a cuiva care, într-un mod alegoric, vorbea despre un prieten pe care tata lui l-a invitat în casă.
ba chiar de-a dreptul să găzduiască la ei vreme mai îndelungat. La început părea distrat, spunea lucruri interesante, apoi a început să fie din ce în ce mai incisiv și dăunător, apelând chiar la cuvinte vulgare și arătându-le imagini din albume necurate. La un moment dat, unii din familie s-au decis să propună alungarea acestui oaspete, dar el se făcuse stăpân, chiar el îi chema la întâlnirile pe care tot el le fixa, conducea discuțiile și a reușit să-i domine aproape toți cei din casă. Și în finalul articolului, autorul spunea, invitatul acela care s-a făcut stăpân în casă se numește televizorul. E foarte important ce mesaj are casa noastră în permanență. E un mesaj de chemare către Dumnezeu de la porțile casei și până la momentul în care închidem ochii seara și totodată când ne sculăm dimineața, sau în casa noastră sunt oameni sau lucruri ce ne înclină, ce ne abat de la Dumnezeu și ne atrag spre lucruri vinovate. Doamne, ajută-ne să ne cercetăm, ca nu cumva să ne facem vinovați. Este important să ne angajăm împreună cu casa noastră să venim la adunare, să avem timp special pentru Dumnezeu, după cum era la evrei zile de sărbătoare, zile sfinte. Acesta este un timp în care putem împreună cu familia să ne apropiem de Dumnezeu. Să ne amintim că Paștele, așa cum au fost ele instituite inițial, Cartea Exod, capitolul 12, trebuiau să fie luate împreună cu toată familia și să nu lipsească niciunul. Dacă cineva ar fi lipsit din Egipt în noaptea aceea, ar fi rămas acolo. Dumnezeu a vrut să strângă familia în asemenea momente. Este menționat apoi în Deuteronom, capitolul 12, 14, 15, cu ocazia sărbătorilor, fiecare să fie prezent cu familia la locul pe care Domnul l-a ales și să se bucure acolo. Să se închine, să mănânce împreună, să se împlinească acel cuvânt din psalm și cu noi, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Dar așa ca și Moise când a plecat din Egipt, să înțelegem că este nevoie să venim cu soția, cu copiii, evident fac excepție situațiile speciale. Cum spunea fratele Ștefan de la Lugoj, și-a amintit fiul dumnealui aici, e scutit de a veni la adunare cel care în caz de incendiu nu poate să se evacueze singur și trebuie să fie ajutat. Ei, hai să fim mai îngăduitori de atât, dar nici ca și în întâmplarea aceea în care doi bărbați merseseră la pescuit într-o duminică dimineață și când sună clopotele, unul zice, Nicule, auzi, cântă clopotele, nu mergi la biserică. Și eu zice, păi, oricum mergeam, că e nevastă mea bolnavă. Dar nu i-a fost de nevastă, că doar a lăsat-o pentru pescuit. Este important să ne adunăm toți. Nu știm pe care și cum îi va cerceta Domnul. De aceea, haideți să înțelegem aceasta și pe cât se poate să nu lipsim de la adunare. Am întrebat pe o familie în Sebeș Alba, știind că au copii mari și toți sunt credincioși, ba chiar mai mult implicați în lucrarea sfântă, cum au reușit aceasta? În primul rând, toți credincioșii spun că e harul lui Dumnezeu, e lucrarea Lui, dar în doilea rând spunea sora, soțul meu a fost șofer pe tir și a fost mult timp plecat, dar eu am avut harul să nu locuiesc departe de adunare și doar în condiții de maximă excepție am lipsit. În rest, i-am luat pe toți și ne-am dus la Casa Sfântă. Că ce nu putem să facem noi ca părinți, realizează Domnul prin familia mare, adunare. În ideea aceasta mai citesc un verset din cartea Ezra, capitolul 6, versetul 21,
unde este scris că și cu ocazia reformei de la întoarcerea sau de după întoarcerea evreilor din Babilon, în timpul lui Ezra și a lui Nemia, Ezra 6:21, copiii lui Israel, întorși din robie, au mâncat Paștele împreună cu toți cei ce despărțiseră de necurăția neamurilor țării și care s-au unit cu ei să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Și cum vă spuneam, Paștele se luau împreună cu familia. Dacă erau prea puțini, trebuiau să se unească cu vecinii de aproape. Întotdeauna o reformă, o întoarcere la Dumnezeu a familiei va face să se intensifice prezența, frecvența la casa Domnului. Nimeni nu va putea să spună, noi avem o familie care stă bine din punct de vedere spiritual, dar prezența la adunare să fie scăzută. Și mai mult, timpul de închinare în familie. Orice apropiere de Dumnezeu se va dovedi prin timpul de citire a Scripturii, prin frecvența rugăciunilor, după cum spuneam, prin prezența la adunare și toate acestea ne vor ajuta. Un alt angajament, pe lângă timpul care îl dăm Domnului, trebuie să cuprindă și averea noastră, darurile pentru Domnul. Dacă îi dăm Domnului timpul nostru, atunci trebuie să-i facem parte și din ceea ce ne-a nobilat El în spațiul nostru, în bunurile materiale. Spunea Domnul Hristos, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Citim un pasaj din Maleahi, capitolul 3, unde aproximativ în aceeași vreme, de după întoarcerea din robie, starea lor spirituală decăzuse, dar ei nu voiau să recunoască faptul că relația lor cu Domnul suferă. Cum am întâlnit în situații în care unii cred că sunt într-o stare bună, dar ei sunt așa ca cei din Laodicea, căldicei, vin când pot, se roagă așa când și când, citesc de asemenea sporadic în Scriptură, ceva lipsit de stabilitate, de o relație vie, caldă. Maleahi, capitolul 3. Citesc de la versetul 7. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele. Nu le-ați păzit. Întoarceți-vă, vine mesajul de la Domnul, la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Zice Domnul oștirilor, dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Ca și cum ei nu ar vedea în ce constă nepocăința lor. Și-au amintit acest aspect al darurilor, al avuției materiale, la nivel de familie, pentru că aici se decide ce facem cu banii noștri. Se cade, versetul 8, să înșele un om pe Dumnezeu, cum înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul întregime. Aduceți însă în casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile celor și dacă nu voi torna peste voi belșug de binecuvântare. Putem să ne verificăm, așa după cum spuneam de la început, cât de aproape suntem de Domnul. După cât de aproape este dreptul lui Dumnezeu de a beneficia de bunurile noastre. Asta începând cu casa, dacă ne punem la dispoziția Domnului sau a fraților, să fim gazde, dacă suntem gata să dăm bani pentru misiuni sau pentru frații Domnului nevoiași, așa după cum va identifica Domnul în ziua aceea pe cei ce au investit în lucrarea sfântă, sunt suficiente posibilități a celui care are inimă bună. În privința aceasta, vi-l dau ca exemplu pe David. În ce privește orarul, își dorea să stea necurmat înaintea Domnului, în casa sfântă. Iar în ce privește darurile, a dăruit mai mult ca toți. Și chiar mai mult decât a fost necesar. Prin asta se dovedește atașamentul cuiva. Ca și în cazul femeilor, uneori noastră sunteți mai sensibile și aveți inima mai
bună decât bărbații. Ele, mă refer la femeile care l-au ajutat pe Domnul Iisus în timpul activității sale, au asistat, cum Nicodim și Iosif din Arimatia, l-au îmbălsămat pe Domnul cu 100 de litri de smirnă și aloe. Și la câteva zile după aceea s-au dus și au cumpărat din nou alte materiale pentru un miresmare. La ce era necesar? Peste 100 de litri? Ca și în cazul femeii care a spart vasul de alabastru, au zis unii, risipă! Dragostea, într-adevăr, face uneori risipă. Dar așa dictează ea. Cei care se întorc la Domnul își pun la dispoziția Domnului tot ceea ce au. Mai cu zeci de ani în urmă, când nu erau suficiente mașini și obțineau unii câte o Dacie, ce bucurie! Erau ei taximetriștii fraților de misiune. Să alerge dintr-o parte într-alta. Oare avem aceeași bucurie sau privim ceea ce dăm la Domnul ca și un fel de impozitare? Domnul nu se confundă cu cezarul în ceea ce îi revine. Scriptura spune foarte clar, pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Asta trebuie să izvorească din inimă, e un angajament sacru. Când înțelegem că Dumnezeu ne-a dat toată veșnicia și cel mai mare dar pe Domnul Iisus Hristos, cum am fi noi dacă nu ne-am dărui și cu ceea ce avem? Un alt angajament, pe lângă timpul nostru de părtășie cu Domnul, pe lângă participarea cu bunurile noastre, trebuie să fie întreaga viață, o viață sfântă. Așa după cum întrebau cei care se pocăiau la mesajul lui Ioan Botezătorul, noi ce trebuie să facem? Și la fiecare le spunea, în funcție de serviciul pe care îl aveau, în funcție de starea materială, să ne amintim de momentul în care a fost dus chivotul în țara filistenilor, pierdut de fiul lui Eli în luptă, a ajuns mai întâi în casa lui Abinadab pe deal, spune 1 Samuel 7:1, și acolo au sfințit pe unul din fiii săi să îngrijească de el. Adică să fie dedicat și să-și păstreze viața curată. Mai târziu, pe vremea lui David, au vrut să-l mute, dar n-au procedat după lege. S-a întâmplat ruperea lui Uza și au lăsat chivotul în casa lui Obededom din Gat. Și scrie că Domnul a binecuvântat casa lui prin felul în care s-a îngrijit de chivotul Domnului, nu doar în ce privește slujirea, ritualurile, ci felul în care s-au sfințit, s-au înțeles, în casa noastră este chivotul Domnului și trebuie să avem o viață sfântă. Am văzut uneori inscripție prin case, Hristos este capul acestei case, ascultătorul tăcut al fiecărei discuții, oaspetele nevăzut la fiecare masă. Oare suntem noi conștienți, cum scrie în Evrei 12, că ne-am apropiat de ceva mai mult decât de muntele Sinai? De cetatea Dumnezeului nostru în sărbătoare, de zecile de mii de sfinți, de îngeri, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Toate acestea trebuie să ne facă pe noi conștienți că trupul nostru devine un templu al Duhului Sfânt, că umblăm împreună cu Dumnezeu, că noi nu mai suntem ai noștri și că se impune o viață sfântă. Asta se leagă de ceea ce spuneam până aici, ceea ce lăsăm în casa noastră ne va influența. Despre Ieroboam I este scris că viței cei doi ce i-a așezat la Betel și la Dan au fost o pricină de păcătuire nu numai pentru tot Israelul, în primul rând pentru casa lui. Știți ce promisiune a avut el de la Domnul? Un împărat 11 cu 37-38 a zis Dumnezeu prin prorocul Ahaz, voi face o casă ca și casa lui David. Și puțin mai târziu, în aceeași carte, este anunțată nevasta lui care s-a dus la prorocul Ahia că Domnul are pentru ei lucruri aspre. Și atunci le-a fost vestit că Domnul le va nimici casa, că îi va mătura. Singurul copil în care s-a găsit ceva bun urma să fie luat și ceilalți să fie cu toții sortiți pierzării. De ce? Pentru că nu s-au dedicat Domnului, s-au rupt de templu și au permis în casa lor lucruri idolatre și viitorul lor a fost o pierzare
definitivă. Să înseamnă că este important cine intră în casa noastră, la ce adunare mergem, cum se derulează viața noastră, ce angajamente luăm și cât de statorni suntem în ele. Amin? Deci, în primul rând, să luăm angajamente sfinte. Mă voi dedica Domnului, mă voi ruga, voi citi în Biblie, mă voi ține de adunare și fiecare sub cercetarea Domnului să se angajeze ce lucruri are de schimbat în viața lui. Și ultimul aspect aici, este necesară separarea de cei care sunt antireformă, ruperea unor prietenii păcătoase, vinovate. În cartea 2 Cronici, capitolul 11, scrie că după momentul ruperii regatului Israel sub conducerea lui Roboam s-au separat 10 seminții. Vă rog să vă gândiți ce s-ar întâmpla în România, una din provinciile istorice, să se rupă de restul țării, în provincia aceea să rămână credința liberă și credincioșii să aibă timp și spațiu pentru a sluji Domnului și în rest să se introducă o altă formă de închinare idolatră. Cei care ar rămânea în zonele acelea afectate de noua conducere și organizare religioasă, ce ar avea de făcut? Iată ce au făcut aceștia. Citim din cartea 2 Cronici, capitolul 11, versetul 16. Aceia din toate seminții lui Israel, care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeu lui Israel, au urmat pe leviți la Ierusalim ca să jertfească Domnului Dumnezeu părinților lor. Ei au dat astfel tărie împărăției lui Iuda. S-au mutat. Sunt situații în care unii credincioși s-au mutat într-o anumită zonă pentru că acolo era o adunare bună. Prezența într-o adunare slabă, ca să folosesc antonimul, poate afecta casa noastră. Chiar dacă nu pe părinți, că poate s-au stabilizat, dar poate să afecteze copiii. După cum spuneam de la început, noi suntem tributari mediului, oamenilor care ne întâlnim, celor care intră în casa noastră. De aceea, nu este ușor să ne protejăm familia. Au fost oameni în primele secole care au vrut să se protejeze pe ei și s-au devenit călugări. Astfel s-a născut viața monastică. Dar oamenii aceia au fost împotriva familiei, aș îndrăzni să spun. Existau niște influențe. În secolele 2, 3, 4, unii mergeau până acolo spunând că unirea soțului cu soției din care au naștere copiii, de fapt, n-a fost planul lui Dumnezeu de la început. Dădeau chiar o conotație negativă relațiilor intime din cadrul familiei. Dumnezeu ne cheamă nu doar să ne protejăm pe noi înșine și să facem ceva pentru casele noastre. Amin? Asta e ceva mai mult și mai greu. Până sunt copiii mici, spunea cineva, îi acoperi cu o pătură. După ce sunt mai mari, trebuie mai multe rânduri de haine. Nu trebuie mai mult decât atât. Spunea tot o soră, fizic îi naști și îi crești. Asta ca să nu zicem noi bărbații, că dumneavoastră suferiți greurile nașterile. Dar până ia Hristos chip în ei, cum zicea Apostolul Pavel, asta este o trudă de o viață. Și chiar după aceea, nu cumva, după ce au început în Duhul să sfârșească în firea pământească, în vremea noastră nu este ușor să se mențină familia. Mă refer nu doar la biserica noastră, deși chiar și aici lucrurile nu sunt deloc simple. Tinerii noștri intră în relații cu alții, sunt influențe, predici, cântări, acum cu globalizarea în toate domeniile. Lucrurile sunt tare pestrițe, ferici de aceia care vor reuși să-și țină familie în sfințenie și să se angajeze, să se apropie Dumnezeu cu toată inima. Să poată spune cât despre mine, eu și casa mea, să zici eu, nu-i chiar greu. Dar și casa mea, asta e ceva mai complicat.
gândindu-te, cum spuneam, că și copiii se cresc, la rândul lor se căsătoresc, nepoți, rudenii, cuscri, influențe. Situația este complicată, dar nădăjduim în ajutorul Domnului. Amin? După toate acestea, trebuie să intrăm la acțiuni practice în procesul de reformă. Acum mă adresez puțin bărbaților, în primul rând, și acolo unde nu există un bărbat suficient de pocăit în casă, știți, zicea Debora, nu că nu erau bărbați în vremea ei, dar n-aveau curaj. Toate au fost mai puțin bune. Până m-am ridicat eu, spunea ea în cântarea ei, judecător, capitolul 5. Deci dacă este bărbat foarte bine, scutește femeia de un efort suplimentar, dar dacă nu, cine este cel mai credincios în casă? Este, în primul rând, responsabil. Spune Scriptura în Genesa, capitolul 7, versetul 1, Domnul a zis lui Noe, intră în corabie, tu și toată casa ta. Prin expresia tu și toată casa ta, cred că Dumnezeu vrea să ne dea împlinire. Nu cred că un familist poate fi fericit să-i spună Dumnezeu, intră în corabie tu, cât despre casa ta, îi pace. O lasă să piară în ape. Mai târziu, Dumnezeu însă a zis lui Avram, citim din Genesa capitolul 12, versetul 1, ieși din țara ta și din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Dumnezeu a fost conștient că nu poate să-i ducă pe toți. Doar din Avram a putut să facă Dumnezeu ce și-a dorit. Dar nici în cazul lui nu toți copiii au pășit pe același drum. Aici Dumnezeu a zis lui Avram și mai târziu, asta e important, capitolul 18, a zis despre Avram. L-a testat ani în șir, cum știți. Și scrie în capitolul 18, versetul 19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el. Observați cum Dumnezeu vorbea cu capul familiei și el la rândul lui trebuia să poruncească, să-și coordoneze în așa fel activitățile, după cum scrie și la cerințele pentru slujitori, să-și cârmuiască, să-și chivernisească bine casa. Eu adesea am auzit surori spunând, da, frate, eu aș vrea ca el să ne trezească, hai la rugăciune, să hai la adunare, să ne adune, să citească. Nu toți bărbații se pricep la asta. În sensul că nu și-au dobândit capacitatea și experiența aceasta. Sau unii au zis și au văzut că ceilalți n-ascultă, orică s-au enervat, orică până la urmă a zis, fac numai eu, orică până la urmă a făcut nici el după s-a supărat tare. Ferice de aceia care pot să-și adune, așa ca Iacob să le poruncească, lepădați ceea ce este rău. Veniți să ne închinăm. Ce frumos să spună Dumnezeu despre un bărbat, eu știu, îl cunosc. El poruncește casei lui în așa fel încât să se împlinească făgăduințele Domnului pentru el. Dar de la a ne angaja până la a face, nu e ușor. În privința asta vă dau ca exemplu pe David, care scria în Psalmul 101 ceva foarte categoric, dar ca unii care cunoaștem istoria familiei lui, ne dăm seama că nu a reușit întru totul să facă asta. Psalmul 101. Voi cânta bunătatea și dreptatea ție, Doamne, îți voi cânta. El a rămas credincios, excepție cazul Batșeba. Vă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită când vei veni la mine. Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Și apoi ca împărat, dar apoi ca bărbat, zice el în versetul 7, cel ce se dă la înșelătorie nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Poate că a reușit să nu lase vecin cu influențe rele în casa lui, dar într-o zi un nepot de-a lui. Ionadab fiul lui Shimea a venit acasă la David, la Amnon, și-au discutat amândoi despre o fată, niște gânduri murdare, și bietul David cade și el în capcană, trimite pe Tamar și are loc acel incest din care s-a născut apoi mult necaz în casa lui. Iată că s-a angajat bine, dar n-a reușit așa. În un împărați, capitolul 1 scrie că Adonia n-a fost mustrat niciodată de tatălui. Și fără mustrare copiii nu cresc bine.
E drept că a avut și mai multe neveste și mai mulți copii, situația mai complicată ca a noastră, plus treburile regatului, dar nu a reușit. L-a învățat pe Solomon, i-a mai angajat un pedagog în persoana lui Nathan, însă zicea el: Doamne, binecuvintează casa robului Tău, căci ce binecuvintezi Tu rămâne binecuvântat pentru veșnicie. 1 Cronici 17:27, dar nu s-a întâmplat asta întru totul. Chiar și anul acesta, în cercetările care le-am făcut prin familii, întâlnim adesea părinți care au insatisfacții, că n-au reușit să facă din copiii lor ce și-au imaginat când i-au născut. Cum zice în Proverbe 31, ce să spun, fiul rodul juruinților mele, fiul rodul trupului meu? Sau cum avem noi o cântare despre cei care calcă juruințele fierbinți și năzuințele, se pierd. Doamne, îndură-te de noi! Ajută-ne să înțelegem ce mare efort trebuie să depunem la nivel de familie, ce înțelepciune, ce abilități speciale ca să putem să ne aducem familia la Domnul și să-i păstrăm pe acest făgaș sfânt. Dat fiind faptul că nu întotdeauna se reușește și chiar dat fiind faptul că atunci când se primește mesajul de reformă, nu toți îl acceptă, potrivit și celor scrise în Noul Testament, în mod deosebit, prin însăși cuvintele Mântuitorului, au loc separări în familie. 2 împotriva 3, 3 împotriva 2, unii pocăiți, alții nepocăiți, sau unii pocăinți cu un accent mai puternic, alții cu o pocăință mai liberală. Situații în care tot Domnul spunea, Matei 10:37, cine iubește pe tată, pe mamă, pe frate, soră, pe soție mai mult decât pe mine, nu-i vrednic. Pentru că în familie acolo sunt cele mai puternice negocieri, în sufletele oamenilor, chiar dacă nu la masă cu discuții. Când vezi că soția ta sau soțul nu ține pocăința, ce faci? Îi mai cere asta? Renunți? Când vezi că și copiii tăi nu se mai ridică la standardele cerute de Scriptură, ce faci? Coborâm ștacheta? Spune Scriptura, citesc din cartea Deuteronom, capitolul 13, de la versetul 6. Dacă fratele tău, fiul mamei tale sau fiul tău sau fiica ta sau nevastă care se odihnește la sânul tău sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, ți-a țâță în taină zicând, hai să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care nu-i cunoști, nici părinții tăi nu i-au cunoscut. Versetul 8, sfatul Domnului, să nu te învoiești cu el, să nu-l asculți, să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi, să te disociezi de el, să iei atitudine. Asta înseamnă să se frângă relațiile de familie. Poate ca și copil, și n-au fost puține asemenea situații, să spună tata, de la mine nu te mai alegi cu moștenire. Să spună soția, du-te la pocăiții tăi, la surorile tale o care te rogi, să aducă învinuiri, să te refuze, poate să nu-ți mai facă mâncare, bărbatul să nu mai dea toți banii în casă. Situația se complică. E o binecuvântare când sunt toți împreună și vor să-L urmeze pe Domn. A fost un caz într-o localitate din județul Timiș, când Domnul a vorbit într-o adunare că va chema la pocăință o familie întreagă. Femeia din acea casă provenea dintr-o familie de pocăiți, dar s-a dus în lume înainte de a se boteza în adolescență. Mama ei, care încă trăia, s-a tot rugat vreo 20 de ani pentru ea. Și într-o zi, când aștepta la ieșirea din Timișoara, unde își vizitase mama în spital, s-a oprit lângă ei o mașină și șoferul zice, voi două, doamnele, veniți că vă duc, știu că mergeți spre Sfânt Nicolau. S-a urcat, pare mi se că mai era încă cineva în mașină, și fratele a pus cântări, predică, nu știu exact ce. Și femeia aceea, născută în pocăință,
A început să plângă, Domnul a cercetat-o și pe mașină s-a angajat înaintea Domnului să se întoarcă cu toată inima. Când a ajuns acasă la bărbat, încă plângea, l-a întrebat-o, ce s-a întâmplat, a murit mama? Și a spus, nu, mă pocăiesc. Treaba ta, o zic eu, că tu la pocăiți ai fost născut, dar pe mine să nu mă bruiesc cu astea. Și fiindcă altfel se înțelegeau bine și el era un om normal, să zicem, în societate, familist, o ducea în fiecare duminică la Timișoara la biserică și el mergea la piață. Așa s-a întâmplat 3 luni. Până când într-o duminică dimineață a lăsat-o la ușa bisericii, el s-a învârtit ceva lucrări pe străzi, sens unic, după câteva minute din nou este la ușa bisericii. Ce mai da, eu știu Timișoara că în Banat sunt născut și crescut. Ce mă încurc ăștia, cum sunt străzile pe aici? Mai merge odată și pentru a doua oră, încă o dată acolo, ajunge. Ce să vedeți, a ajuns a treia oară. Și a zis, măi, aici e ceva de la Dumnezeu. Hai să intru și eu azi în biserică. A intrat și, slavă Domnului, în dimineața aceea și-a predat și el inima Domnului. E de întorcându-se acum cu soția acasă, a zis, măi, dar ce-o fi cu copiii? Aștia-s mari, unii studenți. Cum îi mai ducem noi acum la adevăr, că alții trudesc de mici și nu reușesc? Ne rugăm. S-au rugat și Domnul așa i-a cercetat, îi cunosc pe părinții aceștia și pe parte din copiilor, 5 sau 6 copii au, și toți s-au întors la Domnul. Și când au ajuns cu toți în biserică, atunci au amintit ei, ăsta e cuvântul care a fost că o familie întreagă va veni la Domnul. Ăsta e mare har, dar nu în toate situațiile așa. Sunt situații ca în 1 Petru capitolul 3, când nevasta trebuie să fie supusă soțului să-l câștige fără predici, că n-ajunge de 3 ori la ușa adunării să intre și el. Se ferește. Noi avem aici în biserică un caz în care s-a apucat o tânără dintr-o familie și tata ei a spus, eu nu vin la voi, pocăiți-te corup. Așa-ți vorbesc de te convin. N-a vrut să vină nici măcar la nunta ei. Nu cumva, a zis el, să se prindă pocăința de mine. Și la masă, acolo s-a dus când au servit după slujba de aici, cineva, un frate din Viena, a încercat să se apropie de el și să-i vorbească. Și a zis, te rog, eu mă tem să nu mă pocăiesc. Nici măcar Biblia nu o citește pe același motiv. Nu cumva să se pocăiască. Ciudat este când unii ascultă cu politețe, dar rămân reci la toate. Așadar, situațiile sunt mai complicate acolo unde avem de-a face cu familii mixte. Dar în asemenea cazuri, spune Scriptura, să ne amintim Ezechiel capitolul 18, când tata e credincios, neprihănit, asta scrie în Biblie, să nu spună cineva că, dintr-un exemplu, nu putem să extragem o doctrină. Tata neprihănit, fiul îi vede purtarea și nu se ia după el și păcătuiește. Se poate întâmpla și invers. Tata păcătos, și am văzut situații pe teren, și fiul zice, eu nu mai vreau să am o familie ca tata. Eu mă întorc la Dumnezeu și se pocăiește. Și spunea Domnul acolo, de ce vreți să poarte fiul nelegiuirea tatălui? Fiecare va muri pentru păcatul lui. Asta nu-i plăcut la nivel de familie, să spună Domnul cuiva, tu vei fi mântuit nevasta, nu. Am auzit un asemenea caz și i-am cunoscut până la bătrânețe. Nu știu dacă ea a murit, el a murit la 70 ceva de ani. Domnul i-a spus încă de la început că numai el va fi mântuit. Încă nici nu era întors la pocăință când a visat că s-a coborât o funie din cer și cam un scaun unde s-a așezi, s-a spus, urcă-te aici, ține bine de frânghi, că pe tine te suim sus. Și el era proaspăt căsătorit și de-a spus cu nevasta, cum e, că mie mi-e dragă. O zis, ea va fi plătită în bani și cu asta rămâne. După câțiva ani s-a pocăit ea. A mai trecut vreo 6 ani, s-a pocăit el. După alți câțiva ani, ea s-a lăsat de pocăință și după ce a avut împreună 6 copii, s-a divorțat și de el, s-a recăsătorit cu un bogătaș. Și apoi ne spune el, măi, cred că asta eu scăpă, ea o plătește în bani, adică o răsplătește aici pentru ce a făcut ea. Și el toată viața a fost un credincios mai slăbuț, așa ca cel din călătoria creștinului. Era un mai firav într-un toiag. Dar nu s-a lăsat.
și a rămas în credință până la sfârșit. Ea nu s-a mai întors niciodată. M-a auzit un caz din județul Arad, când din 8 copii, tata a prorocit și unul din ei a auzit. Și acel fiu ne-a povestit aici la un grup când eram adunați. Din cei 8 copii din casa asta, 7 vor fi mântuiți și unul nu. Acum copiii ăștia toți sunt bătrâni. 7 spocăiți, unul nici acum. Și nu vrea. Sunt situații neplăcute, dar reale. Noi însă trebuie să facem tot ceea ce putem pentru mântuirea caselor noastre. Amin? Să ne ajute Domnul. Însă dacă sunt situații, așa cum vă citesc din Ieremia, capitolul 3, versetul 14, să mulțumim Domnului pentru cei scăpați, pentru cei salvați. Întoarceți-vă copii răzvrătiți, zice Domnul, căci eu sunt stăpânul vostru. Eu vă voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie, și vă voi aduce înapoi în Sion. Și ceilalți? Nu tot ce coboară din Israel este Israel. Doi într-un pat, unul luat, altul lăsat. Pe sigur erau membri în aceeași familie. Situație în care nu toți vor fi mântuiți. Și în final, vreau să observăm efectul pozitiv al pocăinței familiei. Acceptarea reformei aduce mântuirea, asta pentru casă, pentru neam. Când Dumnezeu a trimis pe Ioan Botezătorul, i-a spus că mesajul lui va fi împăcarea părinților copiilor și chiar mai mult, Luca capitolul 1, versetul 16 și 17, se întoarcă pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. Se întoarcă nu doar unii spre alții, ci spre Domnul, ca să-i gătească și să găsească Domnul un norod bine pregătit. Să ne amintim de cazul bunica Lois, mama Eunice și copilul Timotei. Credința a trecut prin familie de la unul la altul. Probabil bunica și mama s-au pocăit deodată. Sunt amintite în ordine aceasta pe criteriu de vârstă. Dar Timotei s-a pocăit după aceea. Dar tata lui, care era grec, gândindu-ne că în Biblie bărbații oricum erau menționați într-un mod mai special, posibil că nu s-a pocăit, de aceea nu avem nicio referință pentru el. Când se întoarce o familie la Dumnezeu, acolo Domnul, ca și în casa lui Obededom, își lasă binecuvântarea, slăvit să fie Domnul. Acolo copiii sunt fericiți, sunt favorizați. Spune Scriptura, Proverbe 27, cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, fericit de copiii lui, după el. Când se înregistra o reformă în vremea judecătorilor, 40 de ani era liniște, 80 de ani. E mare har să ne cerceteze Domnul casele cu pocăință. Și în urmă va fi binecuvântare. Dumnezeu va da har urmașilor noștri. Se vor reface relațiile cu Domnul, dar și relațiile din familie. Recent am auzit o mărturie a doi care erau divorțați și tocmai în perioada aceea când erau separați, poate nu divorțați, numai separați, și unul și celălalt s-au pocăit. Situație în care s-a refăcut evident și relația dintre ei. Pentru că Dumnezeu asta își dorește. Fiecare să poată spune cât despre mine eu și casa mea, voi sluji Domnului. Dar dacă este respinsă pocăința la nivel de familie, datorită refuzului sau a influențelor păcătoase, se poate ajunge la pierderea întregului neam. Amintiți-vă de casa preoțească a lui Eli. Ce s-a spus? Nu va rămâne niciun bărbat în casa aceasta. Blestemul s-a dus până al patrulea neam, după cum era scris în lege. Și s-a pus punct când Saul a omorât peste 80 de preoți în cetatea Nob. A mai rămas Abiatar, dar nicio altă generație nu s-a mai păstrat apoi.
David și apoi Solomon l-a trimis la moșia lui și s-a încheiat șirul acelei preoții. Pentru că Eli n-a promovat reforma în casa lui, dimpotrivă, i-a tolerat. E mare păcat să lăsăm în slujbă oameni din casele noastre, în mod conștient, cum am citit și în Deuteronom 13, la gândul că e bine că vin la adunare. E rău dacă nu sunt îndemnați la pocăință. Ceva asemănător s-a întâmplat, de data aceasta să privim nu în familie de slujitori, ci într-o familie obișnuită din adunare, pe vremea lui Ieremia. Și s-a citit la lecțiile anterioare și la completările respective din Ieremia 44. Mai întâi în 42 întreabă ei pe Domnul prin Ieremia să meargă în Egipt sau nu. Nu mai exista o entitate națională a statului evreu. Fiecare putea să facă ce voia cu familia lui. Au primit răspuns, dar n-au crezut că vine de la Domnul. Și în capitolul 44 este scris că s-au angajat să meargă în Egipt. Femeile se ascundeau în umbra bărbaților spunând că ele fac ce fac cu voia lor. Bărbații împreună cu femeile și copiii se închinau cu toți în mod idolatru. Și spre finalul capitolului le rostește Ieremia sentința: nu vă veți mai întoarce în țara asta decât puțini care vor scăpa. Așadar, când Dumnezeu cercetează o familie, dacă respinge mesajul pocăinței, ori se pierde neamul acela, ori, rar excepții, să se mai mântuiască cineva. Am văzut totuși cazuri în care copiii n-au vrut să mai se pocăiască, dar dintre nepoți, unul, doi, s-au mai întors la Domnul. Și am zis, poate aici-s rugăciunile bunicilor, care s-au izbit de refuzul copiilor, dar dintre nepoți am avut Domnul milă de cineva. Și amintesc un singur caz, judecătorii 17, ca să observăm un plan negativ, cum de la o familie care a implementat un sistem idolatru, a fost o pseudo-reformă. Pentru că scrie aici în versetul 5, Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu. A făcut un efod și terafim și a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. Asta pare reformă la o primă privire. Da, de unde? Nu era după lege. S-a mai asociat un levit, apoi modelul a fost preluat de seminția daniților și s-au îndepărtat de Dumnezeu. De la acest nucleu format într-o familie. De regulă, când pornește o stricăciune într-o adunare, dintr-o casă pleacă. Diavolul găsește undeva un cuib unde să-și pună ouăle care vor scoate cu vremea pui. Vor crește, vor zbura. Dar nu uitați, o reformă nereușită sau refuzată aduce nefericirea neamului. Zicea Dumnezeu în Ieremia 17, pentru că se gândesc la copiilor ca la idolii lor, își vor pierde moștenirea. Muncim o viață întreagă, ne iubim copiii în mod natural, vrem să fie mântuiți? Pocăința e singura șansă. Refuzul pocăinței va aduce nefericirea întregului neam. Doamne, îndură-te de noi. Amin.